Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Președinții francez Emmanuel Macron și român Klaus Iohannis și premierii german Olaf Scholz și italian Mario Draghi au efectuat joi o vizită la Irpin, la periferia Kievului. Cei patru lideri europeni erau protejați de mai multe echipe de securitate și militari și erau înconjurați de jurnaliști. Ei înaintau pe străzile acestui oraș, în care 75% dintre clădiri au fost avariate în invazia trupelor ruse și unde le-a fost oprită înaintarea către Kiev în martie. Nu există cuvinte pentru a descrie tragedia umană de neimaginat și distrugerile oribile pe care le-am văzut astăzi în Irpin. Îmi reînnoiesc ferm apelul pentru ca toți făptașii ruși să fie trași la răspundere de justiția penală internațională, pe care România o susține pe deplin, a scris președintele Klaus Iohannis. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu a fost prezent la această vizită. Oficialii au pus întrebări ghidului lor cu privire la întoarcerea locuitorilor în oraș și la lucrările de reconstrucție planificate. Înainte de a viziona câteva minute de înregistrare video cu Irpin în urmă cu 3 luni, la apogeul luptelor, pe pereți unei clădiri distruse era scris «Make Europe not war, faceți Europa, nu război». O inscripție pe care Macron a văzut-o și a comentat: este un mesaj corect, este foarte emoționant să vezi asta, Irpin, la periferia de nord-vest a Kievului. A fost scena unor ciocniri violente între ruși și ucraineni în primele zile ale agresiunii rusești de la sfârșitul lunii februarie. Armata rusă a preluat rapid controlul asupra acestei suburbii bogate, care avea 60.000 de locuitori înainte de război, și a ocupat-o pe tot parcursul lunii martie. De atunci, Kievul a acuzat forțele ruse de comiterea de crime de război în Irpin și în orașele învecinate Bucea și Borodianca, după ce aproape 300 de cadavre de civili au fost găsite în aceste localități după retragerea armatei ruse la sfârșitul lunii martie. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.